Puțin știu că există un truc genial prin care elimini mirosul din încălțămintea sport. Mirosul încălțămintei dă bătăi de cap în multora dintre români. Purtarea repetată a adidașilor fără o îngrijire adecvată duce inevitabil la un miros urât. Iată ce poți să faci ca să scapi de această problemă. Cei care au probleme cu mirosul încălțămintei sport trebuie să știe că talpa interioară și spreiurile antibacteriene pot reprezenta soluțiile pentru prevenirea formării de mirosuri neplăcute. În plus, puteți ajuta la tratarea interiorului pantofilor de alergare cu un antiseptic cumpărat de la o farmacie. Pentru cazurile în care mirosul urât este deja prezent, însă nu prea rău, o aerisire normală în aer liber sau un tratament cu abur poate fi de ajutor. De asemenea, în timpul iernii, pantofii sport pot fi expuși la frig. Trebuie știut că numai textilele și pielea naturală vor supraviețui la temperaturi ridicate și scăzute. Încălțămintea confecționată din piele de căprioară, piele artificială sau piele se poate deteriora. Cei care nu reușesc să scape de mirosul neplăcut din Adidas și mai au și alte soluții la îndemână pe care să le încerce. Pot apela la săculeții de sare și ierburi aromatice, bilele de celuloză parfumată, frunzele de laur pungile de ceai, cărbunele activ zdrobit, rumegușul, talcul sau amidonul. Toate acestea vă vor ajuta să scăpați de un miros neplăcut al pantofilor sport.